În ciuda celor șase pachete de sancțiuni pe care Occidentul i le-a impus până acum, Rusia face față destul de bine exporturilor de energie. Aceasta a câștigat 100 de miliarde de euro din exporturile de petrol și gaze în primele 100 de zile de război. Potrivit protv.ro, un nou studiu arată că Rusia a câștigat circa 100 de miliarde de euro din exporturile de petrol și gaze în primele 100 de zile ale conflictului din Ucraina, deși veniturile sale au scăzut în luna mai, relatează BBC. Realizat de Centrul Independent de Cercetare privind energia și aerul curat, raportul avertizează de asemenea cu privire la posibilele lacune în eforturile depuse de Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii pentru a limita importurile din Rusia. Exporturile de petrol și gaze rusești sunt în scădere, iar veniturile Moscovei din vânzările de energie au scăzut de asemenea de la un vârf de peste un miliard de dolari pe zi în martie. Dar ele rămân foarte ridicate în raport cu standardele istorice și încă depășesc estimările larg mediatizate privind costul războiului din Ucraina. Raportul afirmă că embargoul petrolier planificat de Uniunea Europeană va avea un impact semnificativ, dar acesta avertizează că mari cantități de țiței rusesc sunt acum transportate în India, unde sunt rafinate și vândute mai departe, adesea către clienții din Statele Unite ale Americii și Europa. Raportul subliniază de asemenea că pe măsură ce Rusia caută noi piețe pentru petrol, o mare parte din acesta este transportată pe cale maritimă, iar majoritatea navelor folosite sunt deținute de europeni. Președintele rus Vladimir Putin a afirmat recent că societățile petroliere rusești nu-și vor opri sondele de petrol în pofida sancțiunilor impuse de statele occidentale, relatează Reuters conform Ager Press. Statele Unite au introdus în martie un embargo petrolier împotriva Rusiei la numai câteva zile după ce aceasta a atacat Ucraina, iar Uniunea Europeană a decis luna trecută să renunțe în termen de șase luni la circa 90% din importurile sale de petrol din Rusia și în termen de opt luni la cele de produse rafinate. Cu toate acestea, Putin a apreciat că pe parcursul următorilor câțiva ani, Occidentul nu va putea să sisteze complet importurile energetice din Rusia.